Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați boicotat ceva în weekendul ăsta? Toate firmele austriece. Da. Nici napolitane. Eu nu mă las de Mozart, vă spun acum, ca să n-avem discuții, da? O bune. Dar vezi că sunt și Mozart neaustriece. Nu există. Pentru că ideea este... Acum sunt două tipuri de boicot. Boicot ski în Austria. Da, asta nu, cumpărături la Viena, nu știu ce. Da. Mozartul e numai în Austria, știu, se găsește în România? Se găsește acum. Da, mă scuzați, în domeniul ăsta nu am specializat. Da, da, da. Și doi, cealaltă parte. Sper boicot. Să nu-mi facă ăștia probleme, să nu mai importe sau rătâmpenia de asta, vă rog. Boicotarea firmelor austriece sau care, firmelor românești, dar deținute de companii austriece care activează în România. Da. Și acum, sigur, am început zâmbind, dar trebuie să vorbim un pic despre asta. Eu anume stare de sureșitare, zic, și enervare în opinia publică în urma infamiei, să-i spunem, da, de-a dreptul, infamiei comise de guvernul austriac împotriva României prin veto exprimat la propunerea de extindere a spațiului Schengen. Nervozitatea și frustrarea românilor sunt ușor de înțeles și sunt explicabile, în mare măsură. Adică a fost atât de nedrept veto ăla și motivația, încât evident că te enervează chestia asta, fără nicio îndoială. Suntem victimele unei golănii. Mă rog. Dar în acest context au apărut apeluri la boicotarea firmelor austriece din România și chiar petiții la naționalizarea unora dintre acestea am văzut. Diverse asociații comerciale sau, mă rog, asociația unor firme românești anunță că își închid conturile la bănci austriece. Unele sindicate recomandă să nu se mai alimenteze de la benzinările deținute de companii austriece. A apărut cel puțin un restaurant care nu mai acceptă plăți făcute cu carduri ale unei bănci din Austria. Nu râde. Este o problemă reală. Nu trebuie râs de asta. Nu, oamenii sunt nervoși. Nu m-aș fi gândit la asta. Da. Nu știu dacă e legal să refuzi un anumit card la plată, dar restaurantul respectiv a anunțat. Măcar anunțul pur și simplu este o descurajare a folosirii cardului respectiv. O firmă de construcție anunță că și-a reziliat contractele cu 3 furnizori austrieci. Ba chiar oarecum neașteptat, asta chiar m-a luat prin surprindere, un muzeu în Timișoara, cred, sper să nu mă înșel, a anulat expoziția unui artist austriac. Da, tare. Nu mai râde, lumea e furioasă. Am înțeles. Deci e multă nemulțumire și revoltă și e de înțeles, dar întrebarea mea și subiectul de discuție pe care vi-l propun în dimineața asta, prieten, la 0372069599, e pe marginea acestei reacții. Vrem să vă auzim. Ce părere aveți despre ideea boicotării firmelor austriece care operează în România? Cât de extinsă credeți că este de fapt? Cât de extins credeți că este acest boicot? Oare e numai așa pe net câte ceva sau chiar se întâmplă ceva? Dacă ați avut dacă ați făcut vreun act concret în privința asta, sunați-ne și spuneți-ne. Și ce credeți că rezolvă asta? Sau mai bine zis, care sunt efectele unui astfel de boicot? Pe cine influențează? Nu crezi că ar putea fi efecte și împotriva noastră? Boicotarea unor firme austriece care activează în România și care are angajați români până la urmă. Eu mi-am exprimat părerea, de aceea o să prefer să vă ascult. Bine, mai hai mult să vedem ce spun. Eu v-am spus de săptămâna trecută. Nu cred că boicotarea, adică firme austriece, bănci, cele două mari bănci austriece și compania de OMV Petrom, ca să vorbim pe față, nu? BCR, Erste și Raiffeisen, băi, au zeci de mii de angajați. Români. Adică, da, firmele astea activează aici, plătesc impozit pe profit aici, taxe aici, salarii și așa mai departe. Ce urmărim? Să le băgăm în faliment cu un boicot? Adică să nu mai vândă? Care adică este fie și restrângerea activității, chiar dacă nu se închid. Dar restrângerea activității ar însemna că ne afectează tot pe noi cumva. Da, dar asta este părerea mea personală. Da. Nu trebuie să vă luați după mine. Vrem să vorbim despre asta. 0372069599. Opinia voastră despre apelurile la boicotarea firmelor austriece, a produselor austriece care sunt în România și, mă, sigur, a pârtilor de schi din Austria, aș zice. Hai să începem cu un telefon, cu Constantin, care ne sună din Spania. Bună dimineața! Buenos dias! Bună dimineața! Neața! Buenos dias! Bună dimineața! Nu te auzim prea bine, te rog să vorbești mai tare și pe scurt, zim! Da? Vorbesc mai tare pentru că sunt conduc în momentul. Mi-am dat seama. Da, să se aude și traficul. Te rog! Se aude un pic, da. Referitor la ce spuneți despre boicotarea austriecilor, eu sunt de acord cu boicotarea lor și chiar dacă ne-ar afecta, pentru că atâta timp cât noi vom continua să
gândim că, domne, ne afectează nu știu ce și nu vom lua odată o decizie. Să arătăm că avem și noi coloana vertebrală, vom sta tot timpul cu capul plecat în fața stăpânilor din Europa, să spunem așa, niciodată nu... La fel sunt și politicienii noștri. Ei vin cu tot felul de scuze, domne, că noi am ieșit bine din toată confruntarea asta, că toți au fost de partea noastră, dar în fond n-am obținut nimica. De ce? Pentru că tot timpul cei care reprezintă pe noi, când se duc acolo, nu fac altceva decât să execute ordinele. Nu au niciodată o opinie personală, o opinie care să reprezinte poporul român. Mulțumesc mult pentru intervenție. Daniel, bună dimineața! Bună, Daniel! Bună dimineața! Salut. Eu cred că e important boicotul ăsta pentru a trage un semnal, un semnal către partea austriacă că nu suntem doar niște consumatori. În schimb, sunt extrem de dezamăgit de micimea unora dintre oameni care spun suntem de acord să boicotăm până când nu mi-atingeți chestiunile care mă interesează pe mine. Cu siguranță un boicot nu o să aibă efectele acelea dezastroase care sunt anunțate. Să nu uităm că până la urmă inclusiv Volkswagen a trecut printr-o criză enormă în momentul în care a apărut Dieselgate și acum e cel mai mare producător auto. Bun, am înțeles. Mulțumesc și pentru opinia ta. Avem și mesaje. Bună dimineața! Eu consider că, într-un fel sau altul, rămâne la atitudinea fiecăruia și la ce poate să facă fiecare. Trebuie să tragem în atenția, să atragem atenția că ni s-a făcut o mare nedreptate. Eu am scris pe mare, pe remorca camionului, România mulțumește Austria, cu ghilimele de rigoare, și am decis ca de fiecare dată când intru în localitățile austriece și tranzitez Austria să reduc viteza cu cel puțin 10 km la oră. Credeți-mă că vinerea a avut un real succes. Cred că avea o coloană de cel puțin, nu te exagerez, dar cred că undeva la un kilometru de turism. Mergeam foarte încet. Ce pot să-mi facă să-mi dea amendă? Nu, mesajul era acolo și mergem mai departe. Fiecare, prin modul nostru, nu știu, trebuie să găsim să atragem atenția pentru marea nedreptate care ne-au făcut. Da, bun. Vă salută, Ionuț. Salut. Și singura problemă e un pic așa fanic că și camionul și remorca au numere de Italia și par așa un pic indignați. Da, e interesant. Bă, chiar ne-am înfuriat, ce să zic. Valentin, bună dimineața. Bună, Vali. Salut. Te rog, Vali. Salut. Bună. Și eu consider că este bun acest boicot. Din ce punct de vedere? Haideți să nu ne mai gândim că o să moară firmele austriece. Niciun caz, niciodată. Sunt credite date în derulare, dar este bun cel puțin ca un semnal. Și la OMV Petrom, și în sistemul bancar, este bun un semnal și este cu atât mai important cu cât el vine din societatea civilă. Mi se pare foarte important. Mulțumesc frumos. Deci un semnal. Da. Mulțumim. Okay. Mulțumim. Ionuț, bună dimineața. Bună, Ionuț. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Așa cum ziceau și antevorbitorii mei, e foarte bine să dăm un semnal. Și eu m-am hotărât personal să nu mai tranzitez Austria pe cât de mult posibil. Păi și pe unde apuci, domnule? Eu care merg doar în excursie acolo, nu am o treabă de afaceri. În schimb, am înțeles, am citit în presă că și austriecii cumva vor să ne boicoteze pe noi. Am înțeles că au început să oprească foarte multe mașini de România și să le verifice la sânge. Nu știu dacă e adevărat, dar dacă este așa, înseamnă că și ei au ceva de împărțit, să zicem, cu boicotul nostru. Eu te-aș întreba așa, apropo de nemulțumirea românilor. Sunt cam 370.000, până în 400.000 de turiști români anual în Austria. Cât crezi că o să, sau crezi că o să scadă cifra asta? Dacă vorbim peste un an, crezi că statisticile o să arate o scădere? Cred că maxim 10%. Cred că maxim 10%. Românul este are acest defect de a uita repede. Sper să nu mă număr printre ei. Acum e o emoție foarte puternică pe care o simte toată lumea, simte nedreptatea, dar ușor, ușor se va estompa și, din păcate, nici politicienii nu ne ajută să ne menținem acest spirit național.
ei au venit, vor să-și rezolve doar problemele personale, cumva vor să scape, se zicea, domnule, nu este, n-am câștigat meciul, n-am câștigat nicio partidă, dar noi ne menținem echipa, că noi considerăm că e bine. Domnul Iohannis, dacă îmi scuzați, dacă îmi permiteți paralela, e un fel de Burleanu sau Edi Iordănescu. Domnule, nu suntem buni de nimic, dar noi continuăm. Avem speranță. Mulțumim, da. Ionuț. Mulțumesc, asta din comparație. Da, e foarte bună. Da. Gabriel ne-a sunat din Italia, bună dimineața. Bună dimineața, Gabriel. Bună dimineața. Da. Bună dimineața. Tu boicotezi produsele austriece în Italia? Să zicem că da. Da. În paralel cu acest boicot, da. Deci, spațiul Schengen nu este numai acea barieră la vamă. Este și schimbarea monedei. Oare România este pregătită să schimbe această monedă? Nu, Schengen nu are legătură cu moneda euro. A, da. Nu are legătură cu moneda euro, este un alt fel de tratat. Adoptarea euro este un plan pe lungă durată a României. Am fost aproape la un moment dat, acum s-a îndepărtat. Sunt avantaje și dezavantaje. Mai sunt destul de multe și dezavantaje când intri în zona euro cu o economie care nu este pregătită. Ionuț, mai avem doar 15 secunde, te rog. Bună dimineața, sunt de acord cu acest boicot pentru că și-au bătut joc de noi, dar pe de altă parte avem o clasă politică foarte slabă. Foarte, foarte slabă. Da, din acest punct de vedere, da, aș aștepta și eu aștept niște explicații mai clare din partea ministrului de externe, Bogdan Aurescu, pe care nu l-am văzut nicăieri, și din partea președintelui Iohannis, că și dânsul este foarte discret în ultima vreme. E sezon de schi și... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.